Da, bun găsit. Da, bun găsit. Urmărim și noi imaginile deja, care au intrat deja pe domeniul regal. Aici este o așteptare încordată pe platoul de la Castelul Peleș. Garda de onoare este pregătită. Vânătorii de munte sunt pregătiți și să aducă un ultim omagiu ultimului mareșal onorific al armatei române, care a fost majestatea sa defunctă, regele Mihai. Și programul care conține vizita oficialităților la catafalc se va desfășura conform aranjamentelor prealabile. Sunt tentat să mă uit în jos și foarte bine că vedem imaginile acestea pe întregul ecran. Noi putem deja aproape să și vedem mașinile cu ochii liberi. Se urcă pe drumul pe care regele Mihai l-a făcut în copilăria, în adolescența sa, de nenumărate ori, probabil la pas, pe jos sau într-o mașinuță electrică prima dată, Camelia. Așa este, avem imagini pe care le-am tot difuzat zilele acestea cu majestatea sa la 6 ani conducând gândacul pe aceste alei și pe dealul acesta s-a dat prima dată cu sania majestatea sa. Suntem deja pe domeniul regal, pe acele 700 de pogoane cumpărate de Carol I la final de secol XIX, unde dorea să construiască cuibul monarhiei românești. Și asta a fost și a rămas Castelul Peleș, chiar dacă este un muzeu astăzi. Aici este, de fapt, muzeul în interiorul casei majestății sale, regelui Mihai. Sigur. Este un privilegiu pe care poate românii nici nu-l conștientizează. Este un muzeu viu, extraordinar de viu, pentru că acest domeniu aparține, a reintrat în proprietatea casei regale și noi avem privilegiul de a merge să-l vizităm. Dorința a fost a lui Carol I, începând din anul 1911, a deschis porțile palatului Peleș, ca toți cei care doresc să-l viziteze. Are o colecție impresionantă de arme, a colecționat tablouri importante, toate aceste obiecte sunt însă fac parte din patrimoniul național al României. Ele au fost naționalizate în 1948. Doar pereții aparțin majestății sale. Sigur, dar trebuie să punctăm ceva apropo de naționalizarea din 48 și din... poate românii nu știu, dar Mihai, nu cred aveai că acces, ajuns, nu aveai acces în acest muzeu. Da, se apropie înainte de 1989, iar astăzi avem acces în acest muzeu și putem vedea viziunea primului rege al României, Carol I, transmisă din generație în generație, odată cu coroana, până în zilele noastre. Acum ultimul rege al României vine, noi îl putem vedea deja, vine pentru a-și lua un rămas bun de la poporul său. Și dacă ar trebui să folosim la ceva acest moment de trezire bruscă prin faptul că suntem martorii acestei procesiuni funerare care se întinde pe parcursul la 4 zile, trebuie să ne dăm seama că avem datoria să reînvățăm corect istoria ultimilor 100 de ani și să înțelegem rolul pe care monarhia l-a avut în istoria noastră. Sper și eu ca acest lucru să se întâmple, pentru că începând de la Roller din 1948, istoria a fost contrafăcută. În acest moment vedem Mihai... Exact, ar trebui să trecem să comentăm direct ceea ce noi vedem deja cu ochii liberi, ceea ce dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vedeți la televizor. Mașina cortegiul funerar ajunge pe platoul de la Castelul Peleș, unde este întâmpinat de staful casei regale și de 3 plutoane de vânători de munte și de Garda de onoare. Garda, da? De onoare. Știm că majestatea sa este ultimul mareșal al armatei române. Va fi pe această platformă o ceremonie scurtă, militară, tocmai pentru că majestatea sa a fost conducătorul armatei chiar și în cel de-al doilea război mondial. Garda de onoare îi vor da onorul. Apoi va fi oficiată o ceremonie de primire a sicriului majestății sale de fiecare dată când părăsește, a început ceremonia militară. Vedem că acum
intră mașina care aduce sicriul majestății sale. Funerar de mașina unde este sicriul majestății sale, regelui Mihai. Este vorba de majestatea sa Margareta, custode al coroanei. În spate, la câțiva pași, se apropie principesa Elena, alături de soțul alteței sale regale, Alexander Nixon. Fiecare membru al familiei regale salută garda de onoare. Se așează în ordinea în care s-au născut principesele. După principesa Elena, am văzut-o pe principesa Sofia și mai apoi pe principesa Maria, care este cea mai mică dintre fiicele majestății sale. Și principesa Irina era așteptată să vină. Irina, ea și-a pierdut titlul, dar era așteptată să vină la București. Îl vedem și pe nepotul regelui Mihai, pe Nicolae, împreună cu logotnica sa. Este așadar întreaga familie regală așezată în primul rând, în ordinea succesiunii. Sicriul majestății sale este acoperit cu stindardul regal. Vedem nelipsita coroană albă, pentru că știm că majestății sale, regiului Mihai, dar și reginei Ana, îi plăceau florile albe. Garda de onoare scoate acum sicriul majestății sale. Este extrem de greu, este un sicriu capitonat pentru că a fost transportat în România, cântărește în jur de 250 de kilograme. Thank you.
Sicriul intră acum pe scara regilor. Este o scară a castelului Peleș pe care au acces doar regii României. A fost deschisă și anul trecut când a fost adus sicriul majestății sale reginei Ana. Pe tot parcursul funeralilor, garda de onoare nu va părăsi sicriul majestății sale. Vor sta și vor face cu schimbul. Printre apropiați este și Constanța Iorga, cea care a fost timp de 20 de ani aproape regelui Mihai, a fost și la reședința din Obon când majestatea sa ne-a părăsit, angajați ai casei regale, membri ai Consiliului Regal, majoritatea sunt cetățeni străini, doar familia regală intră pe scara regilor. În urma sicriului majestății sale va fi oficiată o ceremonie religioasă de primire a sicriului majestății sale, așa cum a fost oficiată de fiecare dată când sicriul a fost mutat de la Obon la Lozan, apoi de la Lozan la aeroport și din aeroportul din Geneva la aeroportul din București. Putem vedea acum că sicriul urcă pe scara voievozilor. Holul de onoare în care va fi așezat a fost folosit de toți regii României pentru ceremoniile de stat.